Zile de astăzi, de ziua copilului, vă dorim un buchet de flori și vă spunem un neam în țen. Fetița este de la dumneavoastră din sat, de la Budien. De la Budien era? Da. Ia uite, mămică, de la școală, de la Budien. Îmbrăcați în costume populare, micuții au venit de dimineață în curtea sărbătoritei pentru a oferi flori, un tort și un program artistic, susținut de elevele din Budien, care urmează și cursurile Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu. Vizibil emoționată, Elena Sucitu a suflat în lumânări și a ascultat cântecele micilor soliste. Pare! Haideți să ajutăm și noi copiii, haideți! Pare! Hai! Arătați! Oșo, bă, frate! Bună ziua, maică bună! Ce toșcaierul de lână, ce toșcaierul de lână. Bună și înlăcrimată, fața-n lacrimi ți-e scăldată, fața-n lacrimi ți-e scăldată. C-ai făcut copii pe lume, bătrânețea să-ți aline. Au plecat la rândul lor în lumea fără de dor. Și-mi plinge inima, măi, că-i pustie ulița. Când a fost întrebată cum a ajuns la vârsta de 103 ani, bătrâna a dovedit că nu și-a pierdut simțul umorului. Cum a văzut copii, ce-i neavorit. Am trei griu, am păsare supărat, necazuri mulți, am avut pe lume. Și totuși ați ajuns la 103 ani. Da, n-am pus să muri, n-am venit mort. Eu cred că m-a văzut surin să fuge de mine. Cu această ocazie, cadrele didactice de la Școala Budieni au pus bazele unei serii de întâlniri și dialoguri între generații. Da, fiind ziua copilului astăzi, am făcut o paralelă între cei mici și cei mai în vârstă. Și satul Intea, fiind un sat bătrân, la populație mă refer, dânsa având 103 ani, avem multe de învățat. Dânsa este o istorie vie în picioare, cum se spune. Singurul copil rămas în viața al bătrânei este el însuși, trecut de 70 de ani. 5, din 5 mai sunt eu. Ăștia doi primii au murit mai mici. Deci și fratele meu la 67 de ani, care a fost în învățământ în satul mare, aproape cu un an până n-a ieșit la pensie, și am mai avut o soră de 40 de ani care cu inima a avut probleme. Săptămânile următoare vor fi sărbătoriți doi veterani de război din Budieni, care se apropie cu pași repede de un secol de existență.